Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Rock of Ages 2. Și vreau să încep prin a vă mulțumi pentru toată susținerea de la seria aceasta. Sunt surprins că încă vă mai place după câteva episoade, pentru că noi nu prea am mai avut așa serii mai lungi, să zicem. Mă gândeam că nu o să vă mai placă, dar uite că vă place seria și mă susțineți fie că cu un like, fie că vă uitați la serie sau lăsați un comentariu, mă ajutați. Mi-a spus că data trecută am jucat pe Easy cu Hercule și am dat din greșeală pe hard la nivelul anterior. Nu era de mirare că aproape am pierdut. Însă, hai să începem cu harta aceasta. Hai să lăsăm și cutscene-ul. Am niște nervi cum n-am avut niciodată. Deci, din 4000 de episoade, n-am avut niciodată nervi cum am acum. Chiar m-am enervat. Deci chiar m-am enervat la nivelul ăsta, pe bune. E o girafă care e înflăcărată. Hai să dăm skip. Cum să vă descriu eu ca să înțelegeți? M-a bătut girafa asta, băi, la ultima secundă m-a bătut. Deci am dat un pumn în tastatura, am crezut că am rupt space-ul. Am mai rupt câteva tastaturi până acum. Stai puțin să mă gândesc ce minge vreau să folosesc. Am folosit o pasta de foc. Dacă folosim noi pasta care sare... Nu știu. Hai să folosim pe asta care sare. Deci vă zic, am niște nervi de nu mai pot, deci fără nicio glumă. Ce naiba n-am pus de aici? Ok, hai să lăsăm așa. Ok, bun, deci am mai filmat o dată, am șters filmarea pentru că m-am enervat prea tare. Deci nu știu cum să vă explic eu voi, eram amândoi. Am lovit poarta ăstuia. Și a rămas cu atâta viață încât nu se vedea pe bară. 1 HP. Cu 1 HP a rămas la rege. La viață și m-a bătut. Dar m-a bătut în ultimul hal. Nu pot să vă explic ca să înțelegeți. Dar m-a bătut la ultima secundă. Chiar m-am enervat. Deci pe bune. Deci chiar sunt nervos. Sper să îl bat ca să termine odată aici. Pentru că nu e distractiv când pierzi acele limite. Și joc pe normal. Adică harta asta chiar e grea. Joc pe normal. Hai să mergem la castel și să încercăm să-l încetinim aici. Nu știu dacă sare el așa. Decent. O să-l suflăm la o parte, frumos. N-ai cum să treci de aici, puu. Ok. Hai să încercăm să-l blocăm și aici. Calculatorul se spawnează înaintea mea, cel puțin așa mi-a făcut până acum. Bă, oare am dat eu din greșeală pe hard atunci când m-a văzut calculatorul? Nu-mi dau seama. Dar nu cred că am dat doar enter, n-am schimbat dificultatea. Nu, dar chiar m-am enervat, deci m-am enervat rău de tot. Bă, că ne spawnăm amândoi în... Wait, what? Ce e mingea asta? Am schimbat cumva dificultatea din ea, ne-am dat pe easy? Eu când am jucat prima dată, el a avut o minge de... cu o văcuță. Băi, nu înțeleg ce se întâmplă. Cred că am jucat pe harda din ea ori. Oare? Chestia asta, dacă intru, mă omoară. Mă trage în mijloc și mă omoară. Ok. Mișcă foarte repede calculatorul pe această hartă. Wow, am găsit că e o scurtătură. Aparent, nu? Vreau să mă uit la el, să văd cum reușește să treacă de ce am pregătit acolo. Îl scuipă la loc. Ok, la o parte, la o parte, la o parte, la o parte, nu mă împinge! Normal că mă împinge. Bă, ce naiba. A reușit să ajungă la baza mea înainte, că... Mamă, cât damage mi-a dat! Perfect. La o parte. Și n-a pus nimic aici, deci pot să-i dau stun. Stun, doamne, să-i dau damage.
Băi, deci avea o unitate. Cred că am jucat pe hard. Nu știu cum se întâmplă, dar cred că am schimbat dificultatea adineori, pentru că m-a bătut prea rău calculatorul. Asta e easy. Cine vezi furnicile astea? Oh my god, nu. Avea o unitate. Nu știu ce naiba era un cal de la gigantic ceva, care îmi dădea stun. Efectiv, doar treceam pe lângă el și era un spell, îmi dădea stun. Mi-a distrus tot aici, ești nebun. Ok. Hai să facem așa. Să încerc să-i pun cât mai multe capcane. Dacă se poate. Ok, frumos. Bun, cam atâta momentan. Conduce calculatorul iarăși. A pornit mult mai devreme. Așa că o să încercăm să îl încetinim puțin. Stan. Încă o dată. Aratar. Trebuie să mă calmez puțin, pentru că m-am enervat prea tare adineori și n-ar trebui să mă enervez așa la niște jocuri. Dar a fost meci perfect, adică gen aproape l-am bătut, dar m-a bătut de la o secundă. Era la limita limitelor. Bun, hai să încercăm să mișcăm puțin mai repede ca să iau avantajul. Pentru că momentan... el conduce și nu prea îmi place treaba asta. Hai mă, dar oprește-te și tu. Interesant. Trecut pe lângă. Văd că a căzut, nu știu exact cum, voi vă uitați. Perfect. Mă împinge... ok, hai să încercăm să mergem prin spate. Dacă fac eu așa, ca să nu mai arunci atât de tare. Ne folosim și noi de avantaj. Am ajuns înaintea lui. Prin de viteză. 174. Bun, bun, bun. Hai că am pus niște capcane bune, văd că s-a blocat pe acolo. Oh, ce-i fac ăstuia aici, fiți atenți. Ah, i-a dat lui stun. Bă, cred că le enervează ăstea. Uite-te la el. Înapoi. Stun. Uitați-vă ce-i face. Ah. Prea funny. N-are timp aia să se construiască. Hello. Ok, n-a fost rău, n-a fost rău. Și mai avem pregătiți pe aici. Amice, ce faci pe acolo? Stan, ne dă puțin damage, cred. Bă, ne-a dat ceva. Păcat că nu scrie cât damage ne-a dat. Mai exact. Dar văd că nu prea îi place lui... punem butoaie prin față. Pentru că văd că îl supără. Facem așa. Fac. A, dar nu începem direct. Începem mai repede decât el. Nu cred că o să reușim să-l omorâm din prima aici. No! Sări! Nu te lăsa prins! Nisipul mișcător! Nu mă împinge! Aproape! Pe aproape. Știu că trebuia să mă duc pe deasupra pe scurtătură, dar mă rog. Uite, acum are altă minge. Are mingea cu văcuță. Scurtătură? Yeah, boy! Uite ăla! Animalul ăla e cel mai OP animal pe care l-am văzut în viața mea. Deci creatura mai OP ca aia îți dă efectiv stun și doar treci pe lângă el, nu-i faci nimic. Sper să-l mi-l deblocheze și mie, pentru că e prea OP.
Bă, am crezut că am nevoie de double jump. A fost aproape. Destul de aproape, dar tot eu conduc și prind și viteză. O, 157. Vedeți câtă viață are inamicul? Avea când am pierdut mai puțin de atât. Deci nu se vedea. Roșu pe bara lui de viață nu se vedea. Boing. Nu știu, pare că are puțină viață așa, mingea asta cu vacă. Bă, cum i-a omorât ăsta? Ah, dacă ele trag și ajunge la timp. Oh my god. Nu, stun. Încă un stun și e mort. Da, e GG. Uhuu, l-am eliminat. Easy peasy. Văd că zidurile chiar îl încetinesc pe el, așa că o să-i punem mai multe. Mai multe ziduri. Ziduri, ziduri, nu mai avem bani? Asta e ultimul zid. Ne spawnăm, îl batem, trecem mai departe. Nu știu cum, eu cred, cumva, că am setat pe harda din euro. Dar n-are cum, că am apăsat doar pe enter. Trebuie să mă uit mai atent data viitoare. La următoarea mapă o să mă uit mai atent. Aaa, mă împinge, nu! Nu, enemies rolling! Nu m-a omorât! Băi! Urăsc chestia asta! N-am sărit adineori pentru că te săream degeaba, așteptam double jump-ul. Ok, m-a aruncat bine, nu m-a aruncat chiar atât de rău. N-are frâne mingea asta, aia e problema. Pardon, pardon. Uite mingea lui, a zis? El era. Stop. Ei, nu prea mai are nimic. Eu pe harta asta mă dusesem spre castelul meu, în loc spre castelul lui. Și apoi m-a scos. Deci n-ai voie să te duci pe alt drum. Mi se părea puțin încurcată harta la început. Bă, ce naiba? Oricum n-are cum să-mi ia toată viața aia. Dacă mi-a toată viața aia acum, serios, rupta statura de data asta. Deci rupta statura dacă mă omoară ăsta. Da, nu mă omoară. Ok. Harta asta a fost cea mai grea din tot jocul de până acum. Nu știu cea mai enervantă pentru mine. Jesus Christ. Oh my god. Cred că cu toții în viața noastră de gameri am jucat un joc care ne-a enervat foarte tare. Indiferent de ce fel de persoană ești. Într-un punct, anume, trebuie să te fii enervat foarte tare odată la un joc. E așa mi s-a întâmplat mie acum. Bă, nu știu mă, am selectat pe hard. Nu, am dat doar start. Obstacle course. Ah, oh, de-aia are două stele. Normal că nu. Ok, de ce ne-ai fac aici? Stai puțin. Unde ne-ai mă duc? Nu am terminat tot jocul, mai avem pe aici. Oh, 15. Ok. La război. La război. În Egipt. Nu merge, enter. Deci e normal. Ok. Găsete cu Sania. Și du-o ăla din cap. Cade peste noi? Oh no. Rip. Ramses, să te văd! Ce nebun e. Ok, deci am ajuns în Egipt.
Ia. O minge nouă, vaca. Ok, nu mă interesează. O să luăm asta, o să luăm asta. Asta. Și... ce ne mai lipsește? Avem full. Nu, n-avem. Ce-am luat o de la recută? Vaca, hai să luăm taurul ăsta. E ok. Bun, prima dată, ca de obicei. Pac. Ok. Și ok. Și acum să vedem unde e baza lui. Deci aici e baza noastră. V-am zis de unde se spawnează el. Bun. O să le enervăm puțin. În felul acesta. Punem o barieră. Bun. După care mai în față. O să îl forțăm să facă așa. Nu mai avem bani. Ah, v-am să mai pun un zid. Ok. 400 ne costă. Ajunge așa, ajunge. Acum hai să analizăm puțin harta. Deci ne spawnăm de aici. Coborâm pe lângă, pe pod ușor. Dreapta, înapoi pe pod. E vreo scurtătură pe aici, nu cred. Fac înapoi pe pod, pe aici coborâm iarăși. Sărim, sărim. O să fie cam grea mapa asta pentru că e foarte strâmb drumul. Și poate să spună multe capcane. Ok. Am înțeles, uite că am făcut bani. Nu știu. Facem așa. Perfect. E aproape gata mingea lui, nu se vede de aici. Dar noi suntem aproape. Ba da, bă. Bun. Spamează că vreau și eu să mă spawnez. De ce el primul? Muncitorii mei sunt mai leneși. O, eu sunt cu foc. Voi vă uitați la el și îmi ziceți și mie dacă a intrat în vreo capcană de-a noastră. Momentan el n-a pregătit nimic aici. Ok, cu mare grijă, facem dreapta. Oh, nu ia răzi, dar lu răzi. Vedeți? Îmi dă stun și mă lovește. Nu știu, n-ai voie, frate, e prea OP. Ok, aici hai că nu e chiar așa OP. Ok, retrag ce am zis, dar îmi dă stun. Uite, ce frumos s-a oprit, poate nu intră în foc animalul. Dacă îl pui pe ăla, care îmi dă, mi-a dat adinea stun, într-o zonă foarte strâmtă unde te aruncă de fiecare dată. Ce poți să mai faci? Știți de ce mi-aduce aminte harta asta? Era un desen cu o mumie de-aia mică. Când mă uitam eu. Tutankhamon sau cum se numea? Cine mai ține minte desenele alea cu mumia? Oh, ia să hai să-l vedem. Bă, ce are, ce viteză are mă ăsta? Ați văzut? A trecut direct. What? Ok. Ok, amice. Păi de data asta te asigur eu că nu mai treci. Te asigur eu că te încetinim de data aceasta. Hai să vedem cum trece el prin toate astea de aici. A spart zidul în partea aceasta, dublăm zidul și punem așa. Și ne asigurăm că nu trece cu viteză, îl oprim iarăși aici. Dar trebuie să așteptăm să facem 500 de bănuți. Da, era un desen cu Tutankhamon, nu mai știu cum se numea exact. Mă uitam și eu când eram mai mic. Eu când eram mic de tot, desenele nu erau în română. Imaginați-vă, să fii copil, să te uiți la desene, nici nu înțelegea nimic. Eu doar mă uitam așa la desene. Hai să vedem cât damage ne-a dat. Cred că ne-a dat oarecum egal. Sau poate puțin mai mult, pentru că el are viteză foarte mare. Hai să opresc și eu aerul condiționat. Bun. Văd că ne-am spawnat înaintea lui. Ceea ce e bine. Deci noi avem avantajul acum. A, dar s-a spawnat și el nemernic. La o parte, la o parte.
Perfect. Bă, n-a fost rău. Și-a pus zid ca să-și apere... Am scăpat! Nu m-a prins! Un spell. Bă, ăsta tot mă lovește. Hop! Perfect. Nu știu care dintre noi e mai în față. Oh, chiar prins viteză pe aici. Trebuie să recunosc. Mănâncă rasul. Am ajuns primul! 202 damage! L-am sfârmat pe băiat! Unde e el? V-am zis eu că nu mai trece cu viteza aia. Opa! Du-te la loc! L-am încetinit destul de bine. Bum! Stan iarăși! L-am încetinit binișor. Asta prinde viteză el, prostovanul. Mamă! Băi, ce ne dăm așa mult damage și l-am și oprit? Ea n-a și stat nici nebun la cap. Abar n-am, băieți, nu e prea... E bine de tot pe aici. Ia să ne ducem la început să-l... Hai să-l încetinim puțin și la început, corect? Uite aici pe colț. Îi punem unul așa. Fac unul așa. Și punem niște astea care abia așteaptă să-l scuipe. Și o să-i punem niște butoaie în față. Să aibă grijă că nu vine cu viteză maximă aici. Leznesc și după aia... Okay, odată. Hai să-i punem și noi la fel. Nu avem bani. Ala naiba. Ok, sper că aia să-l încetinească cât de puțin. Asta s-ar putea să ne bată dacă ne mai lovește odată. Pentru că ne-a lovit cu prea mare viteză. Bă, al naiba. Cu animalele lui stupide! Nu e corect. Prea multă viteză, pune frână, mingea asta nu se oprește. Are frâne și mă bate prostovanul. Cum e posibil? Cum e posibil? Oh my god. La o parte, amice. Sunt prea rapid pentru el. Dios. Am fost aproape să pierdem. Dar nu. Înțelegeți? Dar nu. Nu și de această dată îl calc în picioare. Scurtătura aia m-a ajutat foarte tare. Bă, vreau și un animalul la mare de tot. Cred că ăsta e, sau? Abar nu am. Faza e că mai avem un boss aici care îl vom face în episodul viitor. Deci în episodul viitor vom sparge chestia asta și vom bate boss-ul. Și cam atât. Abar n-am, mai urmează și altceva poate pe aici pe sus. Dar vă cam luat. Nu știu dacă ăsta e ultimul boss sau nu, dar vom vedea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vom vedea data viitoare. Pa, pa!